Stimați colegi, bine ați venit. Acum facem declarații de presă și vom răspunde la întrebările colegilor jurnaliști care participase la evenimentul de la Leova Bumbăta cu participarea premierului Dorin Decean și a colegilor de la Ambasada Statelor Unite ale Americii, parteneri a acestui proiect. Deci, pentru început, domnule prim-ministru, dacă ați putea să oferiți câteva comentarii, ce fel de eveniment este astăzi, numai ce ați trecut peste pod, care sunt impresiile dumneavoastră? Mulțumesc încă o dată Guvernului Statelor Unite și cetățenilor Statelor Unite pentru echiparea punctului de trecere a frontierei Leova-Bumbăta. În acest context vreau să mulțumesc și Bucureștiului pentru faptul că împreună am construit acest punct de trecere a frontierei. Am să repet că îi mulțumesc și premierului Ciucă pentru că a atras atenția personal să facem aici această trecere de frontieră temporară pe un pod de pontoane de tip militar și corespunzător să creștem capacitatea lanțurilor logistice între Republica Moldova și Uniunea Europeană și România și nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru prietenii noștri din Ucraina, care astăzi sunt în situația de a lupta și de a apăra și Ucraina, dar și Republica Moldova de agresiunea rusească. Vreau să mulțumesc Guvernului Statelor Unite pentru faptul că susține Ucraina și susține un efort internațional de a ajuta Ucraina. Întorcându-ne înapoi la acest eveniment de astăzi, punctul de trecere a frontierei a fost echipat cu echipamentele necesare pentru ca Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal să poată să funcționeze eficient. Obiectivul nostru mai departe în acest punct de trecere a frontierei să avem un pod construit capital. Împreună cu București vom aplica pentru finanțare europeană, așa cum Republica Moldova este parte a mecanismului de conectivitate a Uniunii Europene. Vă amintiți, cred că atunci când ministra Dabija împreună cu comisarul Valean a semnat acordul pentru Republica Moldova. Am să mai spun faptul că împreună cu București avem planificate și mai multe poduri și treceri de frontieră, în așa fel încât să avem această conectivitate pe infrastructura rutieră mai mare și mai amplă. Încă o dată mulțumesc, excelență, dragă Laura, pentru faptul că reprezentați aici poporul american care ne ajută și în acest domeniu și ca de fiecare dată USAID este organizația care are un impact asupra fiecărui domeniu economic și social din Republica Moldova. Mulțumesc tare mult! Mulțumim foarte mult! Întrebări din partea colegilor din media, TV8. Vreau să vă întreb, cum credeți cât ar dura când începem să construim? Nu o să mă apuc acum să speculez. Ceea ce vom urmări cu atenție este că această aplicație să fie depusă cât de curând, să avem un proiect tehnic, un proiect pentru acest pod. Asta înseamnă că trebuie să facem proiectul și pentru modificarea infrastructurii care vine în acest punct de trecere a frontierei și foarte, foarte important și în stânga Prutului și în dreapta Prutului să pregătim infrastructura rutieră pentru traficul în creștere prin acest punct de frontieră. Noi trebuie să decongestionăm în mod special Albița, dar și Cahulu, adică pe, da, Albița și Cahulu, în așa fel încât să fluidizăm traficul. Trebuie să ne așteptăm că în următorii 3-5 ani presiunea
presiunea pe infrastructura de logistică din Republica Moldova va fi în creștere. Prin urmare, noi asta urmărim, să decongestionăm și să fluidizăm lanțurile logistice. Avem și câteva întrebări în aspect despre protestele agricultorilor și astăzi unii au protestat la Leușeni, Sculeni, dacă cum ce ar spus să vedeți pentru ei, că nu sunt auziți. Noi avem întâlniri regulate cu agricultorii. Ceea ce vreau să menționez este că, într-adevăr, o parte din agricultori au probleme legate de achitarea creditelor, de achitarea facturilor pentru diferite combustibili, fertilizanți și așa mai departe. Ei au suferit pierderi din cauza faptului că a crescut dramatic în sezonul agricol trecut și costurile la combustibil, dar și costurile la chimicale, în mod special la fertilizanți. Guvernul vine în ajutorul agricultorilor. Ei nu reușesc cu acest ajutor să rezolve absolut toate problemele. Noi în acest exercițiu, ceea ce am convenit acum două zile când ne-am văzut, este că guvernul modifică regulile de utilizare a TVA-ului în cont și asta trebuie să pună în circulație aproximativ 300 de milioane de lei, plus până la 1 august noi vom accelera plata pentru dosarele de achitare a subvențiilor pentru proiectele realizate în 2022 și asta înseamnă încă 900 de milioane de lei, iată deja avem 1.200.000 și plus vom suplimenta fondul de subvenționare cu încă 100 de milioane de lei. Asta trebuie să pună în circulație la dispoziția agricultorilor aproximativ 1.300.000 de lei. În același timp, trebuie să înțelegem, și asta am discutat și cu agricultorii, cu reprezentanții lor, că guvernul trebuie să aibă grijă de toate categoriile de agricultori. Noi avem cei care se ocupă de fructe, de legume, respectiv, noi nu trebuie să îi ignorăm și pe ei. Încercăm să găsim echilibru corect. Cu părere de rău, bugetul nu are suficienți bani ca să satisfacă toate solicitările la toți agricultorii sau la toate categoriile de agenți economici sau agenți sociali care au nevoie de ajutor. Și sarcina noastră, și asta încerc să discut și cu fermierii, este să găsim un echilibru corect ca împreună, noi toți, ca societate, să putem să depășim aceste dificultăți. Și am încrederea că vom găsi acest echilibru. Și despre situația de la Air Moldova, ieri au anunțat că ei își închid sediul și prelungesc perioada în care nu efectuați zboruri, înțelegem că este o privată. Eu am spus lucrul acesta. Obiectivul nostru este să avem cât mai multe companii care să aibă rute deschise de la Chișinău pe diferite destinații. Guvernul lucrează foarte intens cu companiile internaționale și cu companiile locale pentru ca să putem aceste rute să fie suplimentate. Avem discuții și cu LOT și cu Tarom și cu Wizz Air și cu Ryanair și după cum am spus, suntem aproape de o soluție. Acum, ceea ce privește Air Moldova, ei trebuie să poartă responsabilitatea pentru fraudele pe care le-au comis, iar guvernul să se asigure că există servicii de transport avia puse la dispoziția cetățenilor, ceea ce noi și facem. Și dacă ați observat, noi avem o creștere graduală a rutelor care decolează și aterizează în Chișinău. Mulțumim, colegii de la PTV Chișinău. Mai bine de o lună la vama
Albița de Ușenie activează punctul comun de trecere. Cât de curând vom avea și aici un punct de trecere comun pe partea de ieșire din țară sau la alte puncte de trecere în mod comun? Este un punct coordonat de trecere, nu este un punct comun de trecere, cum l-am vedea, de exemplu, în vestul României, de exemplu. Noi tindem și lucrăm acum cu București în așa fel încât să avem un punct comun de trecere și nu doar în Albița, dar pe toate frontiere, adică pe toate punctele de trecere și până la sfârșit de an trebuie să realizăm acest lucru. Trebuie să ținem cont și de faptul că în această perioadă trebuie să fim mai atenți în ceea ce privește regimul de securitate a trecerii la frontieră și la ieșire și la intrare. Avem această obligație de a apăra frontierele noastre și implicit frontierele Uniunii Europene și a României în mod particular, având în vedere creșterea gradului de risc în legătură cu războiul Rusiei în Ucraina. Eu totuși aș încuraja pe toată lumea, în mod special cei care se interesează, dacă o să ne uităm pe cifre, gradual se micșorează timpul de procesare, fie a automobililor, fie a cetățenilor aparte. Asta facem. Doar că în perioadele de pic, atunci când avem un flux în creștere, fie că este legat de vacanțe, fie că este legat de faptul că avem în anumite cazuri creșterea fluxului de camioane, fie cu grâne, fie cu alte tipuri de produse din Ucraina înspre Uniunea Europeană, asta pune o sarcină suplimentară peste serviciul vamal și peste poliția de frontieră, dar ați observat că avem această capacitate de mobilizare imediată când se adaugă benzi de circulație și de trecere, dar chiar și se utilizează benzile de pe contrasens. Asta este reacția serviciului vamal și a poliției de frontieră ca să fie agil, ca să răspundă cât de curând posibil la solicitările în creștere de trecere. Mulțumim frumos, colegii de la TVR Moldova, vă rog. Domnule Recean, dacă la subiectul protestelor fermierilor, dacă totuși vă aflați într-o vizită la Luva, veți merge să discutați cu cei care protestează aici? Da, neapărat o să merg. Chiar și am vorbit cu domnul Ion Plămădeală, care este președintele uneia dintre asociații și da, neapărat o să mă văd și o să discut în continuare despre ce face guvernul și vom avea un dialog în care, cum am zis, noi, toată societatea, trăim aceleași probleme. Eu nu percep că astea sunt problemele agricultorilor sau astea sunt probleme unei categorii de agricultori. Aceeași problemă cu banii există și la învățători, și la medici, la pensionari, la alte categorii de angajați publici sau privați. Și vreau, unul din obiectivele mele este noi să ne simțim toți uniți ca să rezolvăm problemele, inclusiv cele care se referă la această criză. Și referitor la proiectul în care prevede sancționarea cu amendă sau cu ani de închisoare a persoanelor care își creează conturi false folosind identitatea altor persoane, dacă puteți să ne oferiți careva detalii. Noi avem obligația, dar și necesitatea să curmăm aceste tentative tot mai în creștere de impersonificare, cred că așa se numește terminul ăsta, pentru că asta permite anumite fraude financiare, fraude legate de carduri, fraude legate de tranzacții comerciale și respectiv trebuie să creștem dramatic acum pedepsele, dar și să avem un mecanism eficient de aplicare a acestor pedepse. Și sunt și alte categorii de încălcări care guvernul urmează să crească pedepsele. Uitați-vă, noi avem foarte multă lume implicată inclusiv în fraude electorale și astăzi legislația este destul de tolerantă cu astfel de încălcări.
Mulțumim. Continuăm cu Radio Moldova, vă rog. Domnul Recean, ați anunțat anterior că Republica Moldova este pregătită să ofere ajutorul necesar Ucrainei în urma distrugerii hidrocentralei de la Nova Kakhovka. În ce constă acest ajutor? Vor fi trimise careva echipe de intervenție sau ajutor umanitar? Pompierii și salvatorii acum tocmai sunt într-un proces de a pregăti o echipă care să meargă acolo și să ajute partea ucraineană și cu echipament, dar eventual și cu resurse umane instruite și bine pregătite pentru ca să participe la operațiuni de salvare. Pe lângă subvenții, protestatarii cer și interzicerea exporturilor de cereale din Ucraina. Care este poziția guvernului asupra acestui lucru? La această etapă, și am demonstrat pe cifre, nu există importuri, cum să zic eu, materiale, adică importuri care să conteze de cereale în Republica Moldova. Deci, efectiv, nu avem ce interzice. Nu putem să interzicem ceea ce nu există. În afară de aceasta, în aceste condiții, asta ar fi un gest neprietenos în raport cu Ucraina, care ne apără aici de război, ne apără aici de crime de război, pentru că Ucraina și ucrainenii apără cetățenii Republicii Moldova de escaladări și operațiuni militare ale Rusiei aici în teritoriul nostru. Încă o dată, asta ar fi un gest neprietenesc. Am zis foarte clar că noi lucrăm pentru ca să, și astăzi problema reală este să compensăm cheltuielile care au crescut în sezonul trecut și respectiv face necompetitivă producția din Republica Moldova. Adică noi trebuie să rezolvăm problemele care sunt, nu problemele care ne le imaginăm. Un alt aspect foarte important este și următorul. În momentul în care noi procedăm așa neprietenește cu ucrainenii care ne apără, trebuie să ne așteptăm că cei care astăzi exportă în Ucraina și exportă produse agricole, gen fructe, legume, avem și exporturi de produse electronice și de alte categorii, deci noi o să afectăm această parte a economiei și a societății noastre. De asta și ziceam, în discuțiile noastre cu agricultorii, noi încercăm să identificăm care este problema reală și problema reală sunt costurile mari din anul trecut, care face producția necompetitivă. Astăzi nu există problema importurilor în Republica Moldova și dacă ea ar exista, atunci noi am rezolvat-o corespunzător, dar nu în această formă. Mulțumim foarte mult. Ultima, președinta Maia Sandu a cerut anterior la aliați să ni se ofere sisteme de apărare antiaeriană. Vrem să aflăm care este etapa. Vor fi oferite de către aliați sau nu? Ele parțial deja au fost oferite și există și următoarele etape unde aceste sisteme vor fi consolidate. Stimați colegi, mulțumim tare mult pentru... Tak, я беру două imagini cu podul și mergem într-o deșeie, să filmăm înăuntru și am plecat.